pipirele bioresorbabile sunt făcute din PDO sau polidioxanonă. Este un material care va rezista la nivelul țesutului aproximativ 10 luni. Asta înseamnă că pacientul timp de 10 luni are un efect de lifting. Cu toate astea, noi le împărțim în două categorii. Sunt firele mici, mono, pe care le introducem la nivelul dermului tocmai pentru efectul de stimulare a vascularizației cutanate, de bioregenerare, de creșterea metabolismului celular local, și mai sunt firele mari cu dințișor, COG, pe care le introducem pentru a lifta țesuturile. Folosim cu succes în clinică combinația dintre fire bioresorbabile și injectări cu acid hialuronic. Cel mai des începem cu acidul hialuronic pentru a reface forma și volumetria facială, după care restaurăm și conturăm mai bine gâtul și linia mandibulară cu ajutorul firelor bioresorbabile. Deci vom insera fire PDO cu dințișor, fire de lifting, odată. Vom amplasa un fir de aici, de la linia părului, care va veni până în linia marionetelor și va ridica linia marionetelor. Următorul va veni dinspre ureche și îmi va tracționa toată partea asta de linie mandibulară, ca să scăpăm de ideea de fălcuțe, să fie cât mai bine definită. Mai mult decât atât, o să amplasăm și fire de ridicare pentru zona gâtului, ca să putem trage de toată partea asta de gușă, și aici vom pune mai multe fire. Iar la finalul procedurii, linia mandibulară va fi mai definită, gâtul va fi mai ridicat, iar rezultatul acesta o să țină câteva luni bune.